Domnule Dumitrescu, Hai România, povestea generației de aur a fotbalului românesc. La ce vă gândiți când auziți acest titlu? Da, este un documentar de suflet, special 30 de ani de la ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite. Este o poveste frumoasă și îmi bucur din suflet că avem șansa să putem să transmitem și celor mai tineri, cei care nu au trăit momentele alea, cam ceea ce s-a întâmplat cu generația noastră în 90, din 90 până în 94 și după. Documentarul începe cu cel mai important antrenor din istoria fotbalului românesc, cu domnul Emery Kenney, și e un privilegiu să intre să facă parte din această poveste, din acest documentar, Iordănescu, Mircea Lucescu, bineînțeles că toți componenții echipa noastră, toți componenții generației de aur, plus Mutu, Chivu, Adrian Ilie, cei care au fost și după noi. Este ceva de suflet, este ceva special și mă bucur din suflet că și aș vrea să le mulțumesc pe această cale familiei Loredana și Simeona Preotese pentru acest proiect. Ei și l-au dorit, ei au venit, ei au avut inițiativa și au făcut toate eforturile ca să se facă acest documentar, tot ceea ce înseamnă drepturi TV, FIFA, tot ceea ce înseamnă producție, regie, plus filmări în Corea, Italia, la Corea Dan Petrescu, în Italia, la Chivu, cu Popescu s-a filmat la Barcelona, plus în țară pe unde am mai fost. Este ceva special pentru noi, dar în același timp, din 1 martie în cinematografe, mulți iubitori de fotbal care au prins acele momente, acele vremuri, vor retrăi cu noi în cinematografe această poveste. Se împlinesc la vară 30 de ani de la acea performanță din America. Credeți că ar fi trebuit să fie făcut mai devreme un astfel de documentar sau poate ar fi trebuit să mai fi așteptat un pic? Eu zic că este momentul ideal. Este extrem de important că și naționala noastră s-a calificat în acesta la turneul final. Noi în 1 martie și cu toată România și cu toți iubitorii de fotbal o să le ținem pumnii ca generația noastră să ne depășească, dacă se poate, la acest lucru. Care ar fi trei motive pentru care ați recomanda cuiva să vizioneze acest documentar? Păi este cam am reușit să strângem în acest proiect cele mai importante figuri din fotbalul românesc. Cele mai importante figuri din fotbal românesc. Am reușit cei mai importanți antrenori. Și sunt imagini inedite, din cantonament, ceea ce se întâmpla pe stradă după meciurile echipei noastre naționale. A fost a doua revoluție în București. Sunt momente care mă bucur din suflet că putem să le oferim iubitorilor de fotbal și în general românilor. Care este cel mai emoționant moment pe care l-ați parcurs în timpul filmărilor? A fost inevitabil ceea ce se întâmpla la universitate. Și era foarte greu să fii update cu ceea ce se întâmplă. Nu exista o rețetă de socializare, nu exista internet să putem să fim și noi ancorați cu ceea ce se întâmplă la București în timp real. Dar am primit imagini și pe urmă am vorbit cu părinții mei care au fost la universitate și a fost ceva de neuitat, a fost ceva de vis și momente speciale pentru părinții mei care nu mai sunt. Ar trebui să fie un exemplu pentru generația actuală a României? Eu mă bucur din suflet că s-au calificat, au ajuns la maturitate, îmi doresc din tot sufletul ca generația actuală să ne depășească, pentru că ar fi ideal să facă asta și ar fi extraordinar și pentru fotbalul românesc. Mulțumesc frumos!